Apropierea sărbătorilor de iarnă este caracterizată de o creștere a numărului de porci sacrificați în gospodării. Pentru a evita răspândirea virusului peste porcine africane, ANSVSA a dispus o serie de măsuri de prevenire, supraveghere și control al bolii. În primul rând, vor fi verificate gospodăriile populației în care sunt crescuți sau se sacrifică suine. Inspectorii agenției vor fi însoțiți și de reprezentanții Inspectoratului de Poliție în gospodăriile populației se vor urmări mai mulți vectori care pot duce la răspândirea pestei porcine africane. Se verifică înregistrarea animalelor și au fost demarate controle care au în vedere interzicerea creșterii extravilane în stâne, cantoane și clădiri dezafectate. Este obligatorie efectuarea cu 24 de ore a examenului antemortem și ulterior al celui post mortem. În zona de tăiere și de tranșare a cărnii trebuie luate măsuri pentru evitarea contaminării cărnii și organelor, ceea ce implică obligatoriu existența unei surse de apă potabilă, rece și caldă. Materia primă trebuie manipulată și depozitată în condiții igienice, inclusiv la în temperatura controlată, de către persoane cu stare de sănătate și de igienă personală corespunzătoare, astfel încât să fie evitat orice risc de contaminare cu cu agenți fizici, chimici și microbiologici. De asemenea, se vor realiza controle în trafic cu sprijinul reprezentanților inspectoratelor de poliție județene pentru a se verifica dacă sunt respectate condițiile legale pentru transportul animalelor, cărnii și produselor din carne.